Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovski, a declarat că în sâmbătă se va începe o nouă campanie gen Marea de Barasare. În tot municipiul s-au lipit afișe și s-au împărțit pliante, iar sucevenii doritori să scape de deșeurile electrice și electronice sunt așteptați la punctele de colectare. După cum știți, primăria municipiului Suceava este interesată de colectarea selectivă de toate felurile, fie că colectăm deșeuri din hârtie, plastic sau carton, sau deșeuri din echipamente electrice și electronice. Prin urmare, mâine, primăria municipiului Suceava, în parteneriat cu RORECH, va organiza o campanie intitulată Locul deșeurilor nu e în casă, trimiterea la plimbare, o campanie în care toți sucevenii pot să aducă la cele 7 puncte de colectare din municipiul Suceava toate echipamentele electrice și electronice care nu le mai folosesc, mai vechi sau cele care sunt stricate. Punctele de colectare sunt cele tradiționale. Potrivit viceprimarului, sucevenii au un procent mic la capitolul colectare selectivă, iar tombola cu premii vine ca un stimul pentru toți participanții la campanie. Se pun la bătaie 20 de cuptoare cu microunde și 5 cobine frigorifice. Diferența acum față de celelalte campanii care le-am mai avut noi intitulate Marea de Barasare în parteneriat cu Agenția de Protecție a Mediului este că se vor da premii. Toți sucevenii care aduc orice echipament electric, electronic, vor primi un bon care se va depune într-o urnă situată aici în Parcul Florea Vladimir și în jurul orei 18 vor fi trase la sorți cele 25 de premii, constând în 20 de cuptoare cu microunde și 5 combine frigorifice. La ora 18 va fi așadar această tragere la sorți în prezența reprezentanților primăriei, a RORECH și, bineînțeles, reprezentanților mass media, în așa fel încât să stimulăm populația să colecteze selectiv. Mulțumiri din partea oficialităților au primit și cei 25 de elevi voluntari fără de care nu s-ar fi putut face campania, și anume acțiunea de informare a populației. Foarte important și le mulțumesc pe această temă voluntarilor implicați, mai exact unui grup de elevi de 25 ca număr de la Școala Philadelphia și de la Liceul de Artă. Ei au împărțit astfel de flyere în tot municipiul Suceava, bineînțeles sunt și afișe la fel de mari în punctele de afișaj. Au împărțit ieri și astăzi vor mai împărți, iar mâine vor fi iarăși în oraș, echipați cu tricouri pentru a fi vizibil și, bineînțeles, pentru a da informațiile necesare populației. Nu doar în municipiu s-a dat startul acestei campanii de colectare, și în comuna Bilca se va desfășura o astfel de acțiune tot pe 18 iunie, între orele 9 și 16. Diferența dintre campanii constă în premiile puse în joc. La Bilca vor fi câștigate 2 mașini de tus iarbă și 3 mașini de găurit profesionale.